Voleibaliștii ploieștului s-au înnecat la mal. Așa se poate spune după ce au fost la un set de aur să reușească minuna, calificarea în semifinalele Cupei României. Tricolorul a câștigat cu 3-0 returul cu SCMU Craiova, așa cum și oltenii câștigară prima manșă în minim de seturi. În sala Olimpia, tricolorii s-au impus din ce în ce mai ușor de la un set la altul, iar craiovenii nu mai știau ce să facă văzând că nu le iese nimic. O emoție, nu, că nu se pune problema de emoție. Da. Nu știu, probabil ne-am relaxat. La 0-3 ce ți-ai zis? Nu, sincer, îmi venea să plâng. Nu știam cum să ies din starea asta. A urmat Golden Set, iar fanii prezenți în Olimpia sperau că minunea calificării se va înfăptui. Însă totul s-a întors împotriva formației ploieștene. Voleibaliștii antrenați de Sergiu Stancu parcă au căzut la vederea setului de aur, în timp ce băieții lui Dan Pascu și-au revenit impunându-se cu 15-9. Capitanul Olteniei, Lică, l-a felicitat pe antrenor că l-a reintrodus în setul decisiv, iar Grigoraș s-a considerat un înger și demon pentru tricolorul. Încercăm să ieșim din starea asta proastă, bineînțeles, și Golden Set-ul până la urmă este o victorie, este un pas înainte pentru noi. Chiar eu am ajutat la această înfrângere, am ajutat și la câștigarea celor 3 seturi, dar apoi probabil tot eu am și pierdut-o, îmi pare foarte rău. Cum era asta? Frumos, era un vis împlinit. Visul s-a terminat pentru voleibaliștii Ploieștiului, care acum rămân cu campionatul și cupele europene. În semifinalele cupei se vor înfrunta Arcada Galați cu SCMU Craiova și Municipal Zalău cu Explorări Baia Mare.